În anul de grație 2022, când șampania este adusă cu roaba, iar nota de plată depășește salariul mediu pe un an, există familii cu WC-ul în curte, cu toate că locuiesc în capitala României, și copii care n-au fost vreodată în tabără. Sunt foarte mulți pentru care marea este doar un vis foarte îndepărtat, iar plaja și nisipul le-au văzut doar la televizor. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Pentru mulți copii din țară, câteva zile petrecute la malul mării sunt doar un vis frumos. Într-o căsuță dintr-un cartier al capitalei, cinci frați nu au văzut decât terenul din curte. Doi dintre ei sunt mai norocoși, merg la școală și mai socializează cu colegii. Tabere sau vacanțe la mare nu au avut vreodată. Este frumos mare acum, că este vară, este cald. Și cu cine ai vrea să mergi la mare? Cu toată familia. Unde ai mai văzut marea așa? Cam tot la televizor. Pe televizor? Și cum ți se pare? Se pare frumoasă și apa e foarte curată. M-aș distra, m-aș băga cu familia mea la apă și cu frații mei. Denisa are 10 ani, iar Alexandru 12. Nici nu știau să vorbească atunci când s-au lovit pentru prima dată de problemele vieții. La școală au conștientizat însă că viața nu e dreaptă tot timpul, iar posibilitățile părinților sunt limitate. Ce ți-ar plăcea ție să faci vara asta? Să merg la mare. De ce? Că mi-am dorit toată viața să merg la mare, că n-am fost deloc. Aștea pe plajă. Când îți povesteau ei că au fost la mare sau s-au distrat, cum te simți? Dezamăgit că n-am fost și eu. Am zis că e foarte cald acolo și mereu când iese din camera lor, se duce și amicul dejun și se pune pe plajă la soare. Și tu cum te-ai simțit când îți povesteau? Un pic cam rău. Cei cinci frați învață, se joacă, mănâncă și dorm în aceeași cameră. Mama este cea care le poartă de grijă zilnic, în timp ce tatăl merge cu ziua la muncă. Însă, din ceea ce câștigă, reușește să asigure mâncarea pentru a doua zi. Ziua, cei câțiva mese din curte, sunt pentru ei tot universul copilăriei. Seara însă... Foarte greu să doarmă toți la grămadă, deja sunt foarte mari. Și e urât să doarmă băieți cu fete în aceeași cameră. Ați fost de la concediu? Nu. N-am fost niciodată. Mai am două săptămâni și fac 27 de ani și n-am văzut-o niciodată. Mare. Rămânem cu privitul. Că posibilități nu avem să ajungem. Pentru ei, o zi la marul mării sau câteva ore să se joace în nisip reprezintă cea mai mare dorință. Cu puțin de la fiecare putem să facem mult pentru acești copii. Ei nu sunt singurii. Dacă fiecare își oferă un pic din puținul lui, cred că am reușit să înșghebăm măcar câteva zile în care să le oferim bucuria de a admira valurile mării. Printr-un simplu SMS la 8844 cu textul ajut, îi puteți ajuta chiar dumneavoastră pe acești copii să fie cu un pas mai aproape de a-și îndeplini visul, o vacanță la mare și o copilărie care să-i facă să viseze la un viitor mai bun.